Doamnelor și domnilor, Cezar Oatu, voce, flavet, dans, coreografie, Răzvan Simion. Mulțumesc, mulțumesc. M-am ocupat personal. Cezar Oatu, doamnelor și domnilor, live de cu dimineață. Nu mulți pot face lucrul ăsta. Bună dimineața. Uite, ăsta este microfonul tău, cel de vorbit, ăsta de cântat. Mersi mult. Mai este, o să-l punem aici. E cu tot cu voce? Da, da, da. Cu acute, cu grave, tot. Cu acute, cu grave. Să-ți dea Dumnezeu sănătate pentru piesa asta. Cred că ți-a zis cineva că ne place foarte mult. Ia Mersi. Un loc. Îmi pare bine să... Îmi pare bine să ne revedem. Mi-a făcut o deosebită plăcere să cânt această piesă. O piesă, cred că, cunoscută tuturor. Este coloana sonoră din filmul Nașul, compusă, poate mulți nu știu, de renumitul compozitor Nino Rota și special aranjată orchestral, vorbind pentru mine de maestrul Andrei Tudor. Țin să specific, Andrei Tudor, care practic colaborează la realizarea primului meu album, The Voice of Love, care conține și această piesă superbă și alte coloane sonore, alte cover-uri și, în primul rând, single-ul Painful Love, despre care o să vorbim și să spunem că de aceea sunt aici să vorbim despre Painful Love și despre noul clip. Noul clip, de fapt primul tău videoclip. Primul meu clip, primul meu clip și în premieră îl prezint la tine pe TV. Pe această cale. Mulțumim pe această cale. Ce ai mai făcut de când ne-am văzut ultima dată la începutul verii? Lucrez foarte mult la realizarea acestui album. Știi că tot zic asta, dar bănuiesc că în cazul tău chiar e adevărat. Nu, chiar este adevărat. Am înregistrat aproape 6 piese din acest album, care are la bază dragostea, se va numi Cezar, The Voice of Love, și pe care oficial îl voi lansa de ziua îndrăgostiților, 14 februarie. Din păcate, am avut această cerere în Australia și în Los Angeles. Voi merge acolo să cânt și să promovez acest album, după care mă reîntorc în țară și voi începe un turneu național al acestui album și să promovez acest album. Și în afară de registrări am lucrat greu, foarte greu. Am fost aproape 24 de ore de filmare pentru clipul Painful Love. Sunt doar 3 minute de muzică, dar în spatele acelor 3 minute sunt ore și ore și sacrificii totuși să realizezi un clip, zic eu, de referință atât din punct de vedere grafic și țin să mulțumesc echipei în frunte cu Eduard Aninaru, mă rog, sunt prea multe persoane acum să le număr, dar mulțumesc întregii echipe și în primul rând vreau să le spun admiratorilor, fanilor mei, că pagina mea de Facebook este un punct de legătură între mine și ei și să viziteze Cezar The Voice. Cezar în engleză, da. Cezar The Voice este există simplu. Există mai multe conturi false de aia. Există mai multe conturi false, dar Cezar The Voice este singurul cont unde eu pun la dispoziție orice noutate, că fie că îmi beau cafeaua, că lansez un cântec, că nu contează. Ești activ. Sunt activ, da. Pe Facebook și scritul, adică n-ai iar. Sunt activ acum cu dublu, să știi, că să nu se era o dilemă, nu se știa exact. Lăsați dilemele. Te-ai împăcat așa cu ideea că suntem genul cârcotaș care căutăm Dar știi că și eu la rândul meu sunt cârcotaș. Și atunci mă înțeleg bine cu cârcotașul. Da, nu am nicio problemă. Am umorul la zi, să spunem, și ai simțul. Trecut peste răutăți, ai trecut peste criticile. Da, dar acum nu vreau să fiu ipocrit, dar cred că și acele critici răutăți au fost constructive. Poate a trebuit să mă reoglindesc oarecum în acele răutăți, să modific, să schimb ceva la mine. Deci eu nu văd, poate acele răutăți nefondate, așa, aruncate, alea nu le înțeleg, dar legate de nume sau așa, dar în rest eu sunt foarte ok. Vreau să spun că aș dori oricărui cântăreț care vrea să participe sau care a participat la Eurovision să aibă aceleași repercusiuni, să zicem așa, pozitive pe care le am eu acum și culeg roadele, să spun, acelei prezențe și acelei, să zic, popularitatea care mi-a dat Eurovision. Și controversa asta, vezi, duce... Absolut, absolut, absolut. Adică vreau să spun că este unul dintre cele mai vizionate clipuri pe Eurovision, cu peste 20-30 de mii de like-uri și nu știu ce. Deci eu cred că această controversă internațional mi-a dat foarte multă vizibilitate și foarte multe colaborări. Cum ți-am spus, o să plec în februarie la Los Angeles, am fost invitat în Australia, la Sydney, Melbourne, după care mă reîntorc și să lansez albumul, efectiv, și turneul național. Vreau să-ți mai spun, dacă pot răpi câteva secunde, că totuși Cezar Clasic
există. Și ca atare, pe 30 octombrie, acum săptămâna viitoare, o să am un concert de excepție baroc alături de marea mezzosoprană Ruxandra Donoțe la Sala Radio. Așa că vă invit cu drag, în limita disponibilității biletului, să spun. Da. Și nu în ultimul rând, la Arad, eu acum plec direct de la voi la aeroport. Am un concert la Arad foarte important, un oraș care, să spun, m-a adoptat. În ultimele 3-4 luni am cântat foarte des acolo. Țin să mulțumesc domnului primar Falcă, soției lui, care este o persoană foarte, foarte deschisă artei și ceea ce fac eu, și sunt foarte fericit să cânt alături de maestru Ilarion Galați, care va dirija. Sunt multe de spus. Seara asta la Arad, la Palatul... Da, mâine seară, la Palatul Cultural. Mâine seară. Mulțumim tare mult, Cezar Oatu. Avem o piesă ce are un videoclip, primul tău videoclip în formula... Da, asta. Painful Love este o baladă, este un imn al iubirii, chiar dacă este o baladă de despărțire, și vreau să-l dedic tuturor celor care iubesc, indiferent de despărțire sau nu. Eu cred că despărțirea nu are o... Nu se termină nimic acolo. E doar un început, e o tranziție. Așa că... În sfârșit, e un început de drum. Cezar Oatu, primul videoclip, se prezintă în premieră la Neață.